organizat la Giurgiu de către Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi și Biserica Buna Vestire, Marșul pentru Viață reprezintă evenimentul care și-a propus sensibilizarea opiniei publice cu privire la faptul că viața fiecărui om este importantă încă din pântecele matern. Data manifestării a fost special aleasă pentru a coincide cu Ziua Internațională a Persoanelor cu Sindrom Down. S-a dorit de asemenea a se conștientiza faptul că în România zilelor noastre au loc aproape 500 de avorturi la 1000 de nașteri. Așa cum și pe noi părinții noștri ne-au adus pe lume și ne-au dat viață, ne-au crescut, dorim să transmitem și noi acest mesaj tuturor credincioșilor și tuturor celor din orașul nostru, din țara noastră, cât de important este acest dar, să nu recurgă la întreruperi de sarcină care pot curma viețile pruncilor încă din pântecul mamei lor. Pentru a se da o cât mai mare greutate evenimentului, la Biserica Giurgiuveană, în debutul acțiunii, a avut loc slujba acatistului Bunei Vestiri, slujbă care evocă înștiințarea Sfintei Fecioare de faptul că îl va aduce pe lume pe Iisus. Slujba a fost săvârșită de un sobor de preoți și diaconi și în finalul acesteia, preacuviosul părinte, protosinghel dr. Teodor Șerban, a vorbit despre viață ca dar al lui Dumnezeu și despre responsabilitatea fiecărui creștin de a-și proteja propria viață, dar și pe cea a semenilor lui. La rândul său, părintele paroh al Bisericii Buna Vestire a subliniat bucuria de a fi gazda Marșului pentru Viață, manifestare cu desfășurare în alte peste 70 de orașe din România. Mare bucurie parohiei Buna Vestire din Giurgiu astăzi, căci cu binecuvântarea Preasfințitului Ambrozie am desfășurat Marșul pentru Viață. Suntem unul din cele 75 de orașe organizatoare. Mulțumim Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului că am putut să organizăm acest marș în orașul Giurgiu. La Giurgiu, manifestarea nu s-a caracterizat printr-o deplasare pe arterele orașului, ci noțiunea de marș s-a dorit a fi una de amploarea probei sportive denumite astfel. Întrecerea, pentru că a fost și o întrecere, a constat în desemnarea câștigătorilor concursului de desene pe asfalt, la care au participat elevii coordonați de profesoara Petra Șerbănescu. La evenimentul de sâmbătă au fost prezenți numeroși părinți, dar și elevi din diferite unități școlare giurgiuvene. În finalul acțiunii au fost premiați participanții la concursul de desene pe asfalt, dar și cei implicați în organizarea Marșului pentru Viață, Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, tinerii voluntari și elevii de la Colegiul Național Ion Maiorescu.